Salut, eu sunt Lemnaru și după cum vedeți, suntem aici în întuneric, singura lumină care îmi bate pe față este cea de la calculator. Astăzi o să citim o poveste de groază. Este ora 12 noaptea și am zis neapărat să citesc și o poveste de groază, să vedem dacă mă înspăimânt sau nu. Ideea e că după vreau să dorm, deci sper să nu mă sperie prea tare pentru că vreau să dorm. Am găsit aici o poveste drăguță, o să vă pun și vouă aici pe ecran în timp ce citesc ca să citim în același timp. Și nu vă speriați de lumina mea care clipește așa face de fiecare dată când o sting. Vreo 5 minute clipește așa, dar e regulă, nu-i nimic de groază în asta, nu? Să vă anunțăm dacă e ceva în spatele meu, că nu o să pot să mă uit în cameră mereu. Povestea începe așa. Aceasta este o legendă despre o artistă de 17 ani, pe nume Amelia, care a mers până la magazin să cumpere hârtie și creioane noi de la magazin, noaptea la ora 1 de la non-stop. Wow, și la noi ora 12! Tot în zona asta. De ce te-ai duce tu la 1 noaptea să cumperi creioane? Vrei să desenezi la 1 noaptea? Adică de ce nu ai așteptat până dimineață? Fata era singura acasă și a găsit libertatea să deseneze, dar a observat că n-are foi și creioane. De obicei are, dar de data asta s-au terminat. Wow! Fascinant! Fata iese pe stradă și pleacă. Drumul era gol și era cam răcoare afară. Trebuia să te îmbraci înainte să pleci. La 1 noaptea mereu e răcoare și vara și mereu e răcoare. Ia-ți un hanorac pe tine cel puțin. Regătește-te când pleci. Luminile de pe stradă erau vaci. Ieși din non-stop cu 2 pachete de hârtie și 10 creioane și porni pe stradă. Cât timp trecea strada, un bețiv beat la volan a trecut peste ea pe trecerea de pietoni. Mamă! Ce nasol! Deci fix atunci, în momentul ăla, la 1 noaptea. Nasol cu bețivii ăștia, să nu bezi să conduceți, sau cel mai bine să nu bezi deloc. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat cu fata mai departe. Fata ar mai fi avut șanse să trăiască, dar când a fost lovită din greșeală, s-a înjunghiat singură cu creioanele în gât. Oh my god! O fi curs sânge colorat? Se spune că sufletul ei este răzbunător pentru că n-a apucat să-și înceapă drumul în viață și să ajungă departe cu arta ei. Wow, sora mea este o artistă care desenează, sper să nu se ducă la 1 noapte după creioane. Amelia a murit pe loc, împrăștind sângele pe foile albe. Wow, asta da artă, bravo! Se spune că există un ritual pentru a evoca sufletul Ameliei. După ce urmezi ritualul corect, Amelia îți va apărea în oglindă și dacă reușești să o îmbunezi, vei avea 10 ani de noroc pur, dar dacă nu reușești, se vor întâmpla lucruri oribile peste noapte și nu vei apuca dimineața. Deci vreau să vă zic acum, m-am luat un fior pe ceafă, e groaznic și dacă vi se pare că, că mă uit acolo, deja mi-am pierdut toată vocea tot. Mă uit acolo pentru că este camera mea și sunt curios dacă e cineva în spate, dar nu-i nimeni în spate. Vreți să aprinde lumina? Mamă, pe câți vecinii de sud? Eu zi, merg pe sus, mamă, ce mă sperie. Bun. Hai să vedem, chiar o cu fior. Ritualul trebuie început la ora 3.30 în timpul nopții. E bine că e ora 12, deci nu se pune ritualul. Dacă nu este efectuat la ora corectă, nu va funcționa. Bun. Ce trebuie pentru ritual? Wow, păi n-am toate lucrurile astea. Hai să vedem totuși ce ne trebuie pentru ritual dacă l-am face, dar nu face ritualul în seara asta, doar citim o poveste de groază. Cică 10 creioane, 10 foi, sare pentru protecție. Am la bucătărie. Mi-aș lua niște sare de protecție, m-am zis că chiar funcționează, am văzut eu în filme. O oglindă, o pensulă, acoarea roșie, 9 lumânări, un obiect care să te protejeze, o pernă, un ac de cusut, un bol mare. Am bolul, pentru că am mâncat niște lapte cu cereale. Se pune? Sper să fie bun, în rest nu am. La ora 3 trebuie să încep pregătirea pentru ritual, deci la 3 începem și până la 3 jumate durează când ne pregătim și la 3 jumate, bam, facem incantația. Fă un cerc mare din seară pe podea, asta e pentru protecție. Pe marginea cercului protector din sare, aprinde 8 lumânări, apoi pune încă una, în fața cercului. Corect, da. Așa se turcește pe jos și pune oglinda în fața ta. Ok, dacă n-am o oglindă de mobilă, gen eu am una de perete, ce fac, o să nu din perete? Ia pensula, apoi umaia în acuarela roșie și mânjește toată oglinda. Wow, așează bolul în fața oglinzii. Ok, după ce ai terminat, asigură-te că este aproape 3.30, pe de-a mie nu mi-e atâta jumătate de oră să fac toată chestia asta. Să zicem așa, încep și eu pe la 3.20, da, ca să o fie gata în 10 minute. Ia cele 10 creioane și așează-le în față cu oglinda. Ia acul și înțeapă-te la deget și mânjește ușor creioanele. Ține aproape obiectul protector. Dar ce obiect protector? Că nu ne-ai zis. Am o hârtie igienică, să țin să mă protejeze. Bun. Când ai văzut că s-a făcut 3.30, închide ochii, apoi spune de 19 ori. Dar de ce de 19 ori? Ea avea 17 ani. Et frais Amelia postenditur post... Nu vreau să citesc tot. Nu vreau să citesc tot, că poate funcționează. Chiar dacă n-am obiectele, nu vreau să citesc tot, că eu nu mi-am pus sarea de aia de protecție. Nu o să citesc. Citiți voi aici dacă vreți, eu nu o să citesc tot. Trebuie să iei câte un creion și să găurești vopseaua de pe oglindă de 10 ori. Câte o gară pentru fiecare creion, apoi de restul 9 trebuie să stingi
lumânările noastre în care le-ai aprins. Wow, ce chestie. Bine că am ăsta protector și mă apără. Stai să mi-l dau puțin așa în jurul gâtului ca să mă asigur că mă protejează și pe cap. Suntem ca și protejați. Gata. Când ajungi la ultima lumânare, trebuie să închizi ochii, apoi să te întorci spre oglindă. Amelia sigur o să fie acolo așteptând. Ok, s-au zgomote de sus. Sper că-s doar vecinii. Apoi ia câte o foaie și câte un creion și încep să scrii câte un motiv pentru care fi bine să rămână în lumea de dincolo și pentru care lumea asta este oribilă. Ok, deci noi trebuie să o convingem să rămână acolo. Bun. Apoi ia foile pe rând și ardele și pe rând pune cenușa în bol, apoi presar-o peste oglindă. După ce ai terminat, aprinde din nou lumânările în ordinea pe care le-ai stins. Ok, bun, ca mulți pași de ținut minte cum să ținem. Bine, cred că o să iau telefonul cu mine și o să citesc și o să fac toate astea. Dar noi nu facem asta astăzi. Fiți atenți, dacă voi vă abonați în momentul de față și clipul ăsta ajunge la 10.000 de like-uri, zic 10.000 de like-uri pentru că sigur nu o să ajungă la 10.000 de like-uri, eu o să fac acest challenge la ora 3:30 noaptea. O să filmez totul. Scoate oglinda și bolul din cer și așează scapul pe pernă și ține subiectul protector lângă tine. Gata, l-am. Vei dormi în cercul de sare și vei stinge lumânările cât de curând. Oh my god, cum să dorm acolo? Dacă ai urmat ritualul corect, nu te vei trezi în timpul nopții ca să vezi ce se întâmplă în jurul cercului protector. Păi, dar cine mai doarme după ce face chestia asta, a? Nimeni. Acum, poți abandona ritualul numai cu câteva condiții. Ia să vedem. Dacă vopseaua se prelinge și schimbă culoarea, dacă foile nu vor să ardă, pe cum adică să nu ardă? Deja le-am ars și le-a pus cenușa în bol. Dacă lumânările nu se aprind, dacă lumânările se sting singure, dacă creioanele se rup la tine în mână când scrii sau scrijești oglinda. Dacă pățești una dintre cele de mai sus, abandonezi ritualul. Am înțeles, deja că în timp ce faci tu ritualul se întâmplă una dintre chestiile astea, trebuie să-l abandonezi. După noaptea în care ai făcut ritualul, trebuie să spargi oglinda în afară casei și să pui sare la uși, geamuri, pentru că oglinda va fi o ușă către două lumi de lângă Amelia. Posibil. Posibil? De ce posibil? Vei aduce și altceva. Posibil vei aduce și altceva. Ok. Ceva ce nu vrei să vezi și nu cred că vrei să-i permiți să intre peste tine în casă noaptea sau la tine în cameră când ești la calculator, nu? Eu sunt la calculator. Da, dar am protecție și asta mă ajută, nu o să se întâmple nimic. Oricum, m-a luat un fior pe spate, este foarte bună povestea asta, foarte bun ritualul ăsta. Deci v-am zis, 10.000 de like-uri și noi încercăm ritualul ăsta. O să ne filmăm făcându-l. Eu am fost Lemnaru ca de obicei. Nu uitați să dați like și subscribe, să mergeți pe Instagram-ul meu, Lemnaru Iulian, și ca de obicei, v-am pupat, ciao!